Sălăjenii au început pregătirile pentru sărbători, timp de o săptămână urmând să aleagă meniul preferat, asta în funcție și de propriul buzunar, bineînțeles. O idee vine de la sălăjanul Mircea Groza, omul care promovează bucătăria românească în țară și străinătate. La noi e o tradiție în familie, nu lipsește niciodată să nu începem chiar cu mielul, să încep cu șunca fiartă, de jambon fiert, cu mirodenii răcit, care într-o combinație cu dulceața de ardeiuți este extraordinar, sau cu hrean, dar în afară de asta, sigur că facem drobul, facem friptura de miel, facem ouăle vopsite, ouăle roșii, care de obicei, sau pot să zic chiar întotdeauna, le facem numai cu, păstrând tradiția locală, cu flori, frunze, în general vegetale și într-o vopsea făcută din foi de ceapă, dar de data asta voi folosi ied de la ferma Diuruțan, că e vestită, ied, și voi face și un stufat. Am descoperit că și în zona noastră se făcea, nu-i spunea stufat, zicea miel cu verdețuri. Asta înseamnă că se pun cantități apreciabile de ceapă verde, usturoi verde, care au apărut deja, și cu un pic de bulion. E o mâncare mai specială, mai de regat, dar se pare din drumurile mele prin județ că se făcea și la țar. Deci va fi iedul, din care voi face și drobul și voi face și un pic de friptură la tavă, dar asta însoțită cu o garnitură ori de potbal, care a apărut deja, ori s-ar putea să apară între timp și hameiul. O garnitură din hamei care e extraordinară, la noi spune comlău scăzut, și cred că va fi o masă ca de obicei bogată și va bucura pe toți cei care stau în jurul ei.